Tuturor ne plac povestirile. De mici copii începem să auzim povestiri și ajungem oameni mari, povestirile devin mai sofisticate, dar continuă să ne placă. Pentru că o povestire poate încapsula o mulțime de lucruri valoroase, o mulțime de adevăruri. Și pe deasupra sunt și memorabile. Adevărurile reușesc să le ții minte, pentru că toate sunt legate, închegate într-o poveste. Ei bine, parabolele Domnului Iisus, povestirile cu tâlc ale Domnului Iisus, sunt niște povestiri fictive, adevărate. Fictive în sensul că ele sunt inventate, ele n-au avut loc neapărat într-un mod real. Dar învățătura lor este cât se poate de adevărată. Iisus concepe o povestire cu tâlc, o spune și lasă pe cei ce o ascultă cu gândurile agățate de cuvintele Lui. Iată, ne ajungi la finalul seriei de vară a povestirilor cu tâlc. Și povestirea de astăzi o găsim în Matei 22, de la 1 la 14. Este vorba de nunta prințului. Haideți să ascultăm povestirea așa cum a fost ea relatată de Iisus. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. El și-a trimis sclavii să-i cheme pe cei invitați la nuntă, dar aceștia n-au vrut să vină. A trimis din nou alți sclavi, zicând: spuneți-le celor invitați, iată, am pregătit masa. Boii și animalele îngrășate au fost tăiate și toate sunt pregătite. Veniți, deci, la nuntă. Dar ei, nepăsători, au plecat unul la terenul lui, iar altul la afacerea lui. Ceilalți i-au înșfăcat pe sclavi și i-au schinuit și i-au omorât. Atunci împăratul s-a mâniat și, trimițându-și armatele, i-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Apoi le-a zis sclavilor săi: nunta este pregătită, dar cei invitați n-au fost demn de ea. Mergeți așadar la răspântile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi găsiți. Sclavii aceia au ieșit pe drumuri și au adunat pe toți aceia care i-au găsit, și răi și buni, așa că sala de nuntă s-a umplut de oaspeți. Când a venit împăratul să-și vadă oaspeții, a observat acolo un om care nu se îmbrăcase în haina de nuntă și l-a întrebat: prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Acesta a amuțit. Atunci împăratul le-a zis slujitorilor: legați-l de mâini și de picioare și alungați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aceasta este povestirea relatată de Iisus. O povestire fictivă, dar adevărată. Care sunt adevărurile pentru noi? Pilda, parabola, începe astfel: împărăția cerurilor se aseamănă cu. Introducerea de genul acesta, împreună cu contextul ei, dacă o veți uita în contextul lui Matei 22, deja ne tâlcuiește faptul că învățătura parabolei are de-a face cu mântuirea, cu intrarea în împărăție. Parabola, în mod cert, clar, la o primă citire, face aluzie la respingerea lui Mesia de către evrei și întoarcerea feței lui Dumnezeu spre celelalte națiuni cu oferta mântuirii. Lucru foarte bine priceput de Pavel și Barnaba, care în Fapte 13:46 spun așa: cuvântul lui Dumnezeu, el vorbește evreilor, Pavel, cuvântul lui Dumnezeu trebuia să vă fie spus mai întâi vouă, dar fiindcă voi îl respingeți și vă judecați astfel ca fiind nedemn de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neevrei. Deci parabola face clar aluzia la respingerea lui Mesia de către poporul evreu și întoarcerea lui Dumnezeu cu oferta mântuirii către celelalte națiuni. Și tocmai de aceea, pilda ni se adresează nouă, cei care putem învăța câte ceva din neexemplul poporului evreu și din abordarea arogantă a unora dintre noi, dintre celelalte națiuni. Până la urmă, mesajul direct și destul de tulburător al parabolei este următorul: cei ce refuză oferta sau vor să o primească în termenii lor sunt excluși din împărăție.
Și atunci, întrebarea, cât se poate de practică pentru noi astăzi, când citim o astfel de povestire, este ce trebuie să fac ca să nu pierd intrarea în împărăție. Invitația este făcută, împărăția este deschisă, ce se mai poate întâmpla? Ei bine, se pot întâmpla câteva lucruri. Și povestirea aceasta are trei categorii, trei secțiuni principale. Odată trebuie să ne uităm la raportarea, la invitația la nuntă, apoi să ne uităm la raportarea, la participarea efectivă la nuntă și apoi la ultimul verset din parabolă, care este cât se poate de tulburător. Chemare și alegere. Mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Ce se însemne asta pentru mine astăzi? Așa că, haideți să luăm pe rând. Raportarea la invitație. Refuzul infam, reprobabil, este umilitor din câteva motive. Unu, pentru că nunta era importantă. La mijloc era prințul, fiul împăratului. Împăratul pregătește petrecerea pentru tot poporul său. Refuzul este umilitor pentru că nunta era importantă. Învățăm ceva de aici? Putem învăța ceva. Refuzul ofertei mântuirii pe care Dumnezeu ne-o face este o insultă. Pentru că împăratul face nuntă fiului său, refuzând mântuirea, este o insultă. Apoi, refuzul infam este umilitor, pentru că inițial invitația acceptaseră invitația. Acest lucru rezultă implicit din text. Invitația fusese făcută înainte de evenimentul relatat de parabolă și apoi dacă urmărim cum este relatată, vedem că servitorii sunt trimiși să-i cheme pe cei invitați. Acum totul este gata, puteți să veniți, voi toți ăștia invitați. Nunta poate începe. Inițial invitația acceptaseră invitația. Și acum ei își văd de alte treburi. Învățăm ceva de aici? Oprirea pe drum după ce invitația ți-a fost făcută, oprirea pe drum după ce ai început călătoria credinței, te poate costa totul. Ai pornit pe drum și apoi refuzi să mergi mai departe? Te poate costa totul. Refuzul acesta infam relatat de povestire este umilitor și dintr-un al treilea motiv, pentru că motivele refuzului sunt meschine, sunt jignitoare. Adică împăratul face nuntă fiului său. Și când ești chemat că totul e gata, întâlnim nepăsare, oamenii consumați de treburile zilnice pe cheltuiala treburilor eterne și mai rău, revoltă. Adică ce motiv avea să mergi până acolo încât să omori, să persecuți pe cineva care te invită la o petrecere plină de voie bună? Ce te poate revolta în asemenea măsură încât să-i omori de ciudă? Motivele refuzului sunt meschine, sunt revoltătoare. Ți se oferă participare la nunta fiului împăratului și tu spui, am treabă pe acasă. Am altele mai importante de făcut. Sau, ce? Mă inviți la nuntă? Te omor. Și astfel avem ceva de învățat din al treilea motiv. Materialismul și antagonismul față de Evanghelie te costă totul. Ce înseamnă asta pentru noi? Cum arată raportarea ta la invitația făcută? Unde te regăsești? Pricepi că nunta este importantă? Refuzul ofertei mântuirii este o insultă. Ai fost invitat. De ce te oprești pe drum? De ce refuzi să mergi mai departe? De ce nu intri înăuntru, la nuntă? Sau mai mult, ești invitat la nuntă. Și ai tu treburile tale. Treburile zilnice sunt mult mai importante. Sau chiar te pornești împotriva celor ce îți fac invitația. Cum arată raportarea ta la invitația, la invitația făcută? Pentru că, în funcție de asta, lucrurile se desfășoară mai departe sau se opresc aici. Materialismul și antagonismul față de Evanghelie te costă totul. Ceea ce se și întâmplă în versetul următor, versetul 7. Atunci împăratul s-a mâniat, umilința este prea mare, el dă totul și îi calci în picioare invitația, îi întorci spatele prin nepăsare, prin revoltă.
Împăratul s-a mâniat și, trimițându-și armatele, i-a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Ce pricepem de aici? Putem pricepe că iubirea respinsă și călcată în picioare cu dispreț nu poate decât să se transforme în mânie la un moment dat. Nu are altceva în ce să se transforme. Nu are altă soluție la îndemână. Când iubirea pe care o oferi este respinsă și călcată în picioare cu dispreț. Prea mulți resping invitația la mântuire folosindu-se de motive aberante, cel puțin din perspectiva de sus. Este exact ca și cum te afla pe un râu repede cu niște cascade extrem de periculoase în fața ta, ești în barcă, cascadele stau înaintea ta, te vei sfârma de stânci, este imposibil de navigat prin cascadele acelea, de pe margine ești avertizat, ești strigat, ți se aruncă colacul de salvare, ți se întind funii care să te oprească din cădere, iar tu vezi toată agitația și încercarea lor de a te scăpa, te uiți și le întorci spatele sau mai începi și să le arunci în jurii, dacă nu să arunci cu ceva după ei, pentru că ei îți spun, nu-i ok, ceea ce urmează te prăbușește, te sfarmă. Și privind această situație, ne dăm seama că neglijența, și subliniez neglijența, nu răutatea, se face responsabilă de marea majoritate a refuzurilor mântuirii. Cei mai mulți dintre oameni nu sunt răi și periculoși. Cei mai mulți oameni sunt nepăsători, neglijenți. Așa că aplicația practică pentru noi, verificarea personală pentru noi, aici trebuie să fie când vorbim de raportare la oferta mântuirii. Când tratez cu ușurătate, cu neglijență invitația? Sau mai degrabă, cum se manifestă pentru mine astăzi neglijența aceasta? Cum se manifestă? 1. Prin neglijarea cuvântului lui Dumnezeu. Tratarea cu ușurătate a cuvântului sau tratează cu ușurătate cuvântul și te vei prosti de cap. Vei intra în confuzie, în cinism, în apatie spirituală. Pune cuvântul deoparte și îți vei pierde echilibrul. Neglijența față de cuvântul lui Dumnezeu, de cunoașterea lui, este un mod de a refuza mântuirea. Altă aplicație practică, cum se manifestă neglijența aceasta? Prin absentarea de la serviciile divine, de la viața bisericii, de la adunarea comunității. Prin absentare, prin o prezență slabă sau spre deloc, te vei slăbi, te vei izola și te vei sfărâma. Neglijența aceasta se poate manifesta astăzi astfel pentru noi. N-ai cum să trăiești de unul singur. N-ai cum să reziști de unul singur în cele spirituale. Cum se manifestă neglijența aceasta astăzi? Prin neparticiparea, dacă vreți, la actul frângerii pâinii. Și aici nu mă refer la absența fizică de la cina Domnului, ci la uitarea actului făcut de Iisus în folosul tău, scoțându-L pe Iisus din gândirea ta. Te vei dezbrăca încet de haina de nuntă. Jertfa lui Iisus va deveni irelevantă pentru tine. Scoate-L pe Iisus din viața ta cotidiană. Nu mai participa la actul frângerii pâinii. Nu mai ține prezent în viața ta de zi cu zi că Iisus e acolo, că e lângă tine, că gândește, că vrea, că ce-ai face dacă ar fi lângă tine și așa mai departe. Să-L ții prezent în activitățile tale, să-L ții prezent în mintea ta. Prin ceea ce a făcut pentru tine, să fii conștient de aceasta, lipsa aceasta, neglijând lucrul acesta, iarăși, jertfa lui Iisus va deveni irelevantă. Cum se manifestă neglijența aceasta astăzi? Dacă vreți, în al patrulea rând, prin încetarea practicării disciplinilor spirituale, lipsa comunicării și conectării cu Dumnezeu te uscă pe picioare, te îndepărtează de El, iar relația cu El devine anostă. Și s-ar putea ca lista aceasta să poată continua. Cum se manifestă neglijența în viața ta? Care sunt lucrurile care te consumă? Care sunt lucrurile care îți fură conectarea cu El? Pentru că pilda Domnului Iisus nu este degeaba făcută.
ne prezintă câțiva și ne dă doar două exemple de refuz, de nepăsare, de neglijență. Și ne lasă pe noi să ni le căutăm pe ale noastre. Oferta îți este făcută. În ce fel o neglijezi? Iată o primă aplicație. Dar în povestea noastră mai putem găsi încă o observație. Spune textul, el și-a trimis sclavii să cheme pe cei invitați la nuntă, apoi a trimis din nou alți sclavi. Vedem trei invitații și două șanse date lor. Dumnezeu oferă câteva șanse, câte? Este liniștitor să știi că Dumnezeu nu te cheamă odată și pe urmă îți întoarce El spatele. Este liniștitor, este bine, ne cade bine, ne oferă oarecare siguranță, mai am o șansă. Dar șansele nu sunt nelimitate. Dumnezeu îți oferă câteva șanse. Câte? Nu știu. Câteva. Nu ai cum să știi dacă mai urmează vreuna, așa că înțelept este să răspunzi astăzi la invitația Lui. Și parabola continuă să se dezvolte. Sclavii aceia au ieșit pe drumuri și au adunat pe toți aceia pe care i-au găsit, și răi și buni. Așa că sala de nuntă s-a umplut de oaspeți. Și răi și buni? De ce o astfel de mențiune? Ce vrea să ne învețe? Vrea să ne spună ceva despre universalitatea ofertei de mântuire. Când Dumnezeu cheamă, nu o face selectiv. Nu face oferta în funcție de performanțele moral-spirituale ale omului. Cei invitați nu erau merituoși, nu erau vrednici. El îi invită pe toți. De aceea nu există statut social inferior, timp nepotrivit sau păcate prea multe și prea mari pentru a te încadra în politica de mântuire a lui Dumnezeu. Oferta este pentru toți păcătoșii, indiferent de gradul lor de depravare. Și răi și buni sunt invitați. Nu merituoși, nu vrednici, ci și cei buni și cei rău, cei răi. Bun, dar atunci, ce te face vrednic de invitație? Răspunsul este primirea invitației. Adică credința, luarea pe cuvânt a celor ce te invită. Și mare atenție, vrednicia nu este rezultatul meritelor. Este rezultatul credinței. Vrednicia nu este rezultatul meritelor. Este rezultatul credinței. Ce te face vrednic? Primirea, acceptarea invitației. Cine te face vrednic? Cel ce te invită. E bine, am văzut până acum că neglijența și răzvrătirea în fața ofertei lui Dumnezeu te costă totul. Parabola nu se încheie înainte de a ne oferi încă un motiv foarte serios care te împiedică să ai parte de mântuire, și anume autoneprihănirea, autoîndreptățirea sau mântuirea în termenii tăi și pe puterile tale. De aceea urmează relatarea tabloului cu participarea la nuntă, versetele 11 la 13, prezența hainei de nuntă. Povestirea continuă cu acest incident dramatic. Când a venit împăratul să-și vadă oaspeții, a observat acolo un om care nu se îmbrăcase în haina de nuntă. Și l-a întrebat, prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Exprimarea împăratului te lasă să înțelegi că toți participanții știau și trebuiau să se îmbrace într-o haină de nuntă. Cum ai intrat aici? Cum ai intrat aici fără să o ai? Adică era de așteptat să ai haina. În mod normal nu puteai să intri fără haină. Sigur că povestirea lui Iisus este ancorată într-un obicei cultural în care la o nuntă gazda procura o haină ca să fie un soi de uniformitate acolo, să nu fie o diferență între bogați și săraci. Fiecare nuntă avea probabil un specific și gazda procura haina de nuntă. Și nu este ceva atât de neobișnuit nici în zilele noastre, nu?
Tot felul de petreceri tematice presupun purtarea anumitor culori, articole de îmbrăcăminte sau costume specifice. Cine refuză să le poartă, se descalifică, jignește gazda. Poate că nici nu este primit la o petrecere tematică de felul acesta. Deci era un obicei cultural, mergea la o nuntă și gazda dădea o haină, îmbrăca cu o haină, acoperea cu o haină pe toți participanții. Da, ești invitat la marea nuntă așa cum ești, dar nu poți intra și rămâne fără să fii îmbrăcat de gazdă. Și aici este metafora, aici este analogia spirituală de care avem cu toții nevoie. Sunt invitați și cei buni și cei răi. Vrednicia nu este dată de meritele tale. Vrednicia este dată de îmbrăcarea hainei de nuntă, de primirea invitației. Poți să intru și eu la nuntă? Da, poți. Haina trebuie să o iei pe tine. O iau și luând-o, ești vrednic să intri. Dumnezeu nu-ți calculează gradere de spiritualitate. El îți oferă haina. Bine, dar ce este haina aceasta? Hainele tale nu fac față situației, nu fac față intrării la nuntă. Trebuie să iei haina pe tine, haina care te face vrednic. Și știm cu toții, haina de nuntă simbolizează îndreptățirea realizată de Hristos sau justificarea făcută de Hristos. Și conceptul îndreptățirii este mereu prezentat ca fiind o haină în Scriptură. Și nu cred că la întâmplare. Haina este o metaforă cât se poate de sugestivă. Pentru că haina este mantaua, haina este ceva ce iei peste. Te acoperă pe tine. Îți acoperă hainele care nu fac față. Gândiți-vă la haina pusă pe fiul risipitor la întoarcerea acasă. Gândiți-vă la scena din menționată de profetul Zaharia cu marele preot Iosua, care avea hainele murdare și este îmbrăcat cu hainele curate, cu haine curate. În Isaia 61, în Apocalipsa 3, mereu se vorbește de cei care trebuie să fie îmbrăcați cu haina de nuntă, îmbrăcați în alb, îmbrăcați cu hainele mântuirii, acoperit cu mantia îndreptățirii, spune în Isaia. Haina de nuntă simbolizează în mod cert îndreptățirea realizată de Hristos, pe care trebuie să o iei pe tine, trebuie să accepți să o îmbraci dacă vrei să intri la nuntă. Bun, dar de ce e atât de importantă haina aceasta de nuntă, îndreptățirea realizată de Hristos? Pentru că fără ea, noi suntem pierduți în păcatele noastre. Faptele noastre nu făptuiesc destul ca să te califici să intri la nuntă. Și pentru că Dumnezeu știe asta, spune, am o haină pentru voi. Oricât de grozav ai fi, nu te califici. Hainele tale nu fac față. Uite aici, am haina. Am pregătit haina. Vrei să intri? Îmbrac-o. Nu vrei să o îmbraci? Nu intri. Îndreptățirea este actul divin prin care Dumnezeu declară drept, fără prihană, pe cel ce se pocăiește, adică întoarcere de la păcat, pe cel ce se pocăiește și crede întoarcerea la Hristos. Îndreptățirea este un act declarativ. Asta trebuie să înțelegem. Nu este ceva ce se întâmplă în om, ci ceva declarat cu privire la om. Îndreptățirea nu îl face pe om drept, ci îl declară drept. De aceea este nevoie de această haină. Omul este peste om, se face o declarație, îmbrăcând haina, Dumnezeu te vede în Hristos. Îndreptățirea realizată de Hristos face trei lucruri. Omul este achitat, adică absolvit de pedeapsa cu moartea. Dumnezeu declară nevinovat. Nu pentru că ești nevinovat, că n-ai făcut păcate, ci te declară nevinovat. Pentru că te-ai ascuns în Hristos, pentru că a plătit Hristos amenda, pedeapsa în locul tău. Omul este achitat de păcat. Al doilea lucru pe care îl face îndreptățirea realizată de Hristos, omului îi este restaurată poziția. Omul îndreptățit de Hristos devine prieten cu Dumnezeu, ni se zice în Iacov 3:23, și moștenitor, ni se spune în Romani, în Galateni, în Evrei. Când ești îndreptățit de Hristos, nu ești doar achitat, absolvit de pedeapsa cu moartea, declarat nevinovat, ți se și restaurează poziția. Devii prieten cu Dumnezeu și moștenitor. Și în al treilea rând, îți este atribuită dreptatea lui Hristos, ni se spune în Romani și în 2 Corinteni.
Persoana îndreptățită nu este dreaptă în sine, ci este îndreptățită în sens juridic. Nu mai poate fi acuzată din punct de vedere legal, nu mai poate fi acuzată pentru că s-a plătit deja pentru păcatele lui. Le-a plătit altul, le-a plătit Dumnezeu însuși. De aceea haina aceasta este crucială, fără ea ești scos afară. Fără ea nu ești vrednic să participi la nuntă. Și în miezul povestirii mai putem găsi niște detalii pline de tâlc acolo. Inspecția regelui mi se pare purtătoare de învățătură. Din mulțimea mare, sala era plină, spune povestirea. Un singur om nu este îmbrăcat în haina neprihănirii oferită de Hristos. Unul singur în marea mulțime. Ce să ne învețe asta? Poate că vrea să îți spună, să îmi spună, să ne spună. Este imposibil să te ascunzi în mulțime de ochii lui Dumnezeu. Nu te amăgi cumva că cumva te strecori tu înăuntru. Nu te amăgi. Și unul singur să fie într-o mare mulțime este de ajuns o privire. Ești văzut. Haina, fără haină. N-ai ce căuta acolo. Povestirea continuă. Acesta a amuțit. Și nu cred că e la întâmplare nici măcar acest detaliu. Acesta a amuțit. Adică s-a autocondamnat. Nu a avut niciun argument să se justifice. Îți dai seama, pricep dintr-o dată că ai încurcat-o. Că n-ai păcălit pe nimeni. Că n-ai bătut sistemul. Când a auzit întrebarea acesta, a amuțit. El refuzase haina de nuntă la intrare. Se strecurase cumva înăuntru. De ce? În afara justificării pe care ți-o dă Hristos, nu există altă modalitate de a intra și participa la nuntă. Nu există alta. Și acolo, în fața ochilor lui, nu mai ai justificări, nu mai găsești argumente. Este un soi de... Când vine vorba de mântuire, nu te descurci singur. Și dacă încerci, pierzi pe mâna ta. Așa că ai grijă să nu te irosești în efortul de a te agonisi. Așa de mult scădem în capcana aceasta. Credem că putem noi obține ceva și mai ales mântuirea. Credem că dacă facem destule lucruri bune pe care trebuie să le facem, dacă credem că dacă sunt destule, cântarul ne dă o liniște, cântarul trage în partea noastră, avem o liniște, am făcut atâtea încât nu poate Dumnezeu să mă refuze. Culmea ar fi, îți de 10 ori mai bun ca celălalt. Și încerci să te agonisești, să strângi, să te îmbogățești prin tot ceea ce faci. Când tu de fapt te irosești. Te pierzi singur. Și în fața lui amuțești. Nu mai poți aduce niciun argument. Ai priceput. S-a încheiat. Atunci împăratul a zis slujitorilor, legați-l de mâini și de picioare și alungați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Adică iadul este locul celor ce refuză purtarea hainei de nuntă. Textul Evangheliei nu vrea să fie doar dătător de speranță și de consolare. El invită la veghere, la preocupare pentru ziua de pe urmă, la fapte vrednice de un mântuit. Fără conceptul judecății, n-ar mai fi nevoie de mântuire. Dacă n-ar fi o judecată, după ce să ne mai trebuiască mântuire? Dacă judecata de apoi nu există, dacă iadul nu există, atunci ce mai vorbim de mântuire? Să ne mântuie din ce? Să ne salveze din ce? Dacă nu există o judecată, n-avem de la ce să fim salvați. Nu se pot despărți cele două, oricât de dur sună versetul 13. Legați-l de mâini și de picioare, alungați-l în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și spune, uai, ce reacție dură are împăratul. Fără conceptul judecății, nu mai ar fi nevoie de mântuire. Mântuirea devine irelevantă. Nu mai e de la ce să fii mântuit, scăpat, salvat.
Așa că iadul, învățătura despre iad, trebuie să avem foarte bine în minte. Iadul este locul de pedeapsă eternă și conștientă pentru cei ce refuză ispășirea, îndreptățirea realizată de Hristos. Iadul este locul de pedeapsă eternă, o stare fără sfârșit. Duceți-vă de la mine, blestemaților, spune Iisus în Matei 25, în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Un loc de pedeapsă etern, eternă și conștientă, nu anihilare. Spune în Apocalipsa 14, de exemplu, și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei. Adică locul acela de pedeapsă rămâi conștient, nu este o anihilare la mijloc. Și oricât de speriat ar părea iadul, el trebuie să existe, altfel vorbim degeaba despre mântuire. Altfel nimeni n-are de ce să fie mântuit. Și poți face ce vrei și trăi cum vrei. Iadul este o sânda finală care spune că ai refuzat sistematic soluția lui Dumnezeu la păcatele tale. Premisa că iadul este o cameră de tortură este greșită. Iadul nu este o cameră de tortură. Este pedeapsă, dar nu este tortură. Bine, Rei, dar cum rămâne atunci cu flăcările care ard, viermele care nu doarme, plânsul și scrâșnirea dinților? Da, toate acestea sunt vorbiri figurative. Metafora flăcărilor transmite arderea despărțirii de el. Metafora viermelui care nu doarme ne transmite faptul că iadul este un loc grețos și respingător. Iisus face aici aluzie figurativă la viermii care la sistemul de canalizare prin care sângele și grăsimea de la jertfe de la templu se scurgeau într-un bazin din spatele dealului și acolo erau viermi care se hrăneau într-una cu acele scursori. Și când Iisus folosește imaginea aceasta, metafora aceasta a viermelui care nu doarme, se referă la faptul că iadul este un loc respingător. Iar plânsul și scrâșnirea dinților se referă la manifestarea furiei neputincioase ce apare când îți dai seama că ai făcut o greșeală enormă și nu mai ai cum să o îndrepți. Este acea amuțire. Și scrâșnești dinții, nu mai poți să fac nimic. Totul s-a încheiat. Este manifestarea acelei furii neputincioase. Și atunci, deși acestea sunt figuri de stil, să nu uităm că ele descriu o realitate. Iadul este un loc dureros, dezgustător și chinuitor din punct de vedere emoțional. Bine, dar cum poate un Dumnezeu iubitor să trimită păcătoși în iad? Prea des aud întrebarea aceasta. Cum poate un Dumnezeu iubitor să trimită pe păcătoși în iad? Păi nu-i trimite. Ei se oferă voluntari. Toți cei ce ajung în iad aleg să fie acolo. Cer să fie acolo. O cer o viață întreagă. Pentru că știind, refuzând, dacă vreți, invitația, ei își cer prezența în locul unde Dumnezeu, de unde Dumnezeu se retrage. Lui Dumnezeu nu rămâne nimic altceva de făcut decât să le respecte alegerea. De aceea nu Dumnezeu îi trimite pe oameni în iad, ei se duc de unii singuri, de bună voie, după ce o viață întreagă spun, lasă-mă în pace lui Dumnezeu. Este o alegere pe care fiecare ființă umană o face. Raportarea la invitație ne poate vorbi ceva la nuntă. Raportarea la participarea la nuntă ne poate spune ceva. Fără haină nu poți participa. Iar versetul 14 ne mai produce o mică tulburare. Chemare și alegere. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Și problema predestinării și a liberului arbitru din nou ne tulbură. Și în zilele noastre, mai ales în zilele noastre mai nou, este o dispută perpetuă și inutilă, zic eu, între predestinare și liber arbitru, între calvinism și arminianism. Ne zbatem între noi și încercăm să fim din ce în ce mai sofisticați. Care are dreptate? Prima spune, Dumnezeu a hotărât dinainte pe cei ce vor fi mântuiți. Omul nu are niciun cuvânt de zis. Și anumite texte confirmă această poziție.
Efeseni 1, de exemplu, 4-6. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale. Deci e adevărat. Dumnezeu a hotărât dinainte pe cei ce vor fi mântuiți. Cealaltă poziție spune, omul își hotărăște soarta și își decide destinul prin voința lui liberă. Iar anumite texte din Noul Testament par să confirme. Fapte 17:30. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Avem argumente și acolo, avem argumente și aici. Multe subiecte teologice conțin capcane pentru cei neatenți, pentru că adevărul lui Dumnezeu este mai mare decât mintea noastră. Cum o rezolvăm? Cum rezolvăm versul 14? Mulți sunt chemați, puțini sunt aleși. E bine, în această situație a chemării și alegerii ne confruntăm cu o antinomie. Antinomia este o contradicție aparent insolvabilă între două teze, legi sau principii, care se exclud reciproc și care totuși pot fi demonstrate fiecare în parte la fel de convingător. Avem o antinomie atunci când o pereche de principii ireconciliabile coexistă, ambele fiind incontestabile. Există motive temeinice să le crezi pe amândouă. Și atunci, în astfel de situații, cele două poziții aparent incompatibile trebuie acceptate împreună și tratate ambele ca fiind adevărate. Ele nu trebuie privite ca fiind concurente, ci complementare. Ei bine, la fel se lucrează și cu doctrina aceasta alegerii. Dacă plecăm de la premiza autorității divine a Scripturii, atunci trebuie să acceptăm și să aplicăm atât suveranitatea lui Dumnezeu, cât și responsabilitatea omului în mântuire. Așa că am putea așeza lucrurile acestea în felul următor. Dumnezeu, în calitate de împărat, ordonează și controlează toate lucrurile, inclusiv acțiunile umane, potrivit scopului său etern. Și Dumnezeu, în calitate de judecător, îl socotește pe fiecare om responsabil pentru alegerile pe care le face și pentru acțiunile pe care le întreprinde. Și atunci, învățătura despre suveranitatea lui Dumnezeu și despre responsabilitatea umană stau alături. Și mai mult le găsim în aceeași Biblie, uneori chiar în același verset. Luca 22:22. Negreșit fiul omului se duce, vorbește la moarte, după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este el vândut. Sunt împreună. Biblia afirmă ambele adevăruri în termeni cât se poate de puternici și lipsiți de ambiguitate. Așa că, în Biblie, suveranitatea divină și responsabilitatea umană nu sunt dușmani, nici măcar vecini ursuzi, sunt prieteni și lucrează împreună. Vi se pare greu de crezut? Nu ar trebui. Pentru că pe lângă antinomia alegerii, mai întâlnim și alte antinomii. Antinomia Trinității, trei persoane distincte într-una singură. Nu înțelegem, dar o acceptăm așa cum este scrisă. Sau antinomia întrupării. Natura absolut umană a lui Iisus și natura absolut divină a lui Iisus. Nu înțelegem, dar o acceptăm, le primim împreună. La alegere de ce nu le primim împreună? Și mai mult, chiar și în lumea fizică, măsurabilă, Dumnezeu a lăsat anumite antinomii, tocmai pentru a nu respinge adevărurile care ne depășesc capacitățile noastre intelectuale. Adică, chiar dacă nu poți înțelege logic anumite legi științifice, chiar dacă par ireconciliabile, ambele pot fi adevărate. Gândiți-vă la cazul luminii, l-am mai dat cazul acesta. Știința ne dovedește că lumina are două naturi, care aparent se exclud reciproc. Lumina se comportă atât ca o particulă, și avem formule fizice, matematice, dacă vreți, legate lumina, este particulă, un flux de particule, cât și ca o undă. Și avem formule fizice, matematice, care descriu lumina ca fiind o undă. Deși natura duală a luminii pare a fi reciproc exclusivă, de fapt nu este așa. Și atunci, dacă în lumea fizică găsim antinomii, în lumea teologică acceptăm câteva antinomii. De ce ne mai batem între noi pe subiectele chemării și alegerii? Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii, care sunt mulți,
Și aleși sunt toți cei ce acceptă invitația, care sunt puțini, conform experienței noastre de viață. Asta vrea să spună Iisus la încheierea parabolei. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii care sunt mulți chemați și aleși sunt toți cei ce acceptă invitația. Puțini sunt aleși. Concluzie. Stăm în fața unei povestiri cu tâlc care are de-a face cu o chemare incomensurabilă. Și chemarea aceasta este totală, nediscriminatorie, generozitatea ei n-are fisură. Nici o etichetă exterioară nu garantează faptul de a fi ales. Vrednicia nu stă în meritele tale, ci stă în credința ta, în acceptarea hainei de nuntă. Chemarea este totală și nediscriminatorie. Ești și tu chemat, oricine ai fi. 2. Chemarea este motivatoare, încurajează la participare. Gazda, împăratul, a pregătit totul din belșug, iar locurile nu sunt limitate. Împărăția este mai bogată decât lumea, mai încăpătoare. Oricât de mare ar fi numărul celor care îi trec pragul, încă mai este loc. Chemarea este motivatoare. Împăratul pregătește tot și este loc și pentru tine. 3. Chemarea este insistentă și perseverentă, dar nu nelimitată. Iisus nu se demobilizează în fața unui singur refuz. L-am mai auzit vorbind, că nu ești primit într-un sat, mergi în altul. Iisus mereu lărgește cercul, riscă din nou, lasă în urmă toate piedicile, se îndreaptă spre alții, se îndreaptă spre toți. Chemarea este insistentă, perseverentă, el nu descurajează, nu se demobilizează. Până la un punct, când spune îndeajuns, neglijența, răzvrătirea sau obrăznicia autoneprihănirii nu mai e o cale de întoarcere. Și chemarea aceasta are o singură condiție. O singură condiție. Purtarea hainei de nuntă. Și aceea, până și aceea este procurată de împăratul însuși. Nici măcar aia nu te costă. Cum să refuzi o astfel de invitație? Vrednicia ta nu este dată de gradul tău de moralitate, ci este dată pur și simplu de credința ta. Ia haina pe tine și intră la nuntă. Pentru că cei ce refuză chemarea sau vor să o accepte în termenii lor sunt excluși din împărăție. Vă invit să plecați capul. Să plecăm capul cu toții, să închidem ochii. Pentru că până la urmă stăm în fața unei invitații. În fața unei invitații nemaipomenite. Unei invitații până la urmă de viață și de moarte veșnică. Până la urmă, chemarea aceasta este pentru fiecare dintre noi și fiecare dintre noi îi răspundem cumva. Așa că acolo unde ești, în intimitatea dialogului tău cu Dumnezeu, vezi dacă încearcă să-ți spună ceva. Vezi dacă încearcă să pună degetul pe neglijență pe care o arăți. Poate încearcă să pună degetul pe antagonismul pe care ai început să ți-l dezvolți. Ai început să fii iritat de biserică, de mesajul transmis de ea, de Iisus. Sau poate te gândești că vei găsi o soluție, a fi cumva. Te vei strecura cumva. Iisus spune povestirea aceasta ca să îți scoată lucrul acesta din cap. Nunta este pregătită și pentru cei răi și pentru cei buni, dacă îmbracă haina de nuntă. Dacă pur și simplu o pun peste ei. Și astfel pot petrece la nuntă. Chemarea lui este totală și nediscriminatorie.
Generozitatea lui Dumnezeu n-are fisură. Nu trebuie să faci ceva ca să te invite. El te invită. Și chemarea este motivatoare. Împăratul a pregătit totul. Împărăția este mai bogată decât lumea, mult mai încăpătoare. Oricât de mare ar fi numărul celor care trec pragul, încă mai este loc. Și dacă încă n-ai răspuns invitației, astăzi mai este una. Chemarea lui este insistentă și perseverentă, dar nu-i nelimitată. Astăzi încă te cheamă și poate vrei să decizi să îmbraci haina. Și dacă decizi să îmbraci haina, acceptând singura condiție necesară și suficientă, urmează să pregătim un botez în toamna aceasta. Și botezul este manifestarea publică a îmbrăcării hainei de nuntă. Este momentul în care spui, da, îmbrac haina, mor împreună cu Hristos și revin la viață împreună cu El, îmbrăcat cu haina. Și Dumnezeu se uită la mine și vede, îl vede pe Hristos, vede haina Lui peste mine. Așa că astăzi a mai fost ocazia unei invitații. Astăzi ai fost chemat. Dacă vrei, vino să ne spui. Vino să ne spui ca să asculți de Iisus până la capăt. Oricine va crede, adică va îmbrăca haina și se va boteza, va fi salvat, va fi mântuit. Și mai ales nu uita faptul că cei ce refuză chemarea, prin neglijență sau revoltă, antagonism, sau vor să accepte chemarea în termenii lor, n-au nicio șansă. Faptele tale nu făptuiesc suficient. Astăzi mai este o chemare. Vrei să urmezi? Vino și spune-ne, ca să o poți demonstra în mod public.